Clisura Dunării reprezintă una dintre cele mai spectaculoase părți ale traseului danubian, cuprinzând peisaje de o frumusețe rară. Zona se întinde între Moldova Nouă și Gura Văii, părțile cele mai frumoase fiind Orșova și Cazanele Dunării, de pe raza localităților Eșelnița și Dubova. Astfel, seara trecută a avut loc un eveniment important în comuna Eșelnița cu scopul de a promova turismul la nivel european, acolo unde au fost prezente autoritățile locale, județene, dar și administratori ai pensiunilor din Clisura Dunării, cu toții fiind interesați de perfecționarea continuă și colaborarea în domeniul Horeca. Suntem onorați pentru prezența distinșilor reprezentanți ai autorităților, prezență pentru care vă mulțumim. Consider că această gală ne reprezintă un început care ne obligă să privim cu responsabilitate la ceea ce avem de făcut pentru binele turismului din zonă. Zona Cazanelor Dunării este o zonă binecuvântată, iar printr-o organizare desăvârșită, cred că poate deveni un adevărat centru de referință pentru odihnă și recreere. Asociația noastră are oameni pricepuți, oameni care au pus muncă și timp și finanțe în scopul atingerii standardelor unui turism de calitate, capabil să satisfacă exigențele firești ale turiștilor și totodată să concureze cu celelalte destinații turistice consacrate din România, cât și din Europa. Fie că e vară sau iarnă, turiștii din țară și din străinătate manifestă un interes din ce în ce mai ridicat față de Clisura Dunării, situată în sudul Banatului, pe teritoriile județelor Mehedin și Cara Severin, așezată spectaculos între râul Nera la nord-vest și Cazanele Dunării la est. Clisura Dunării se poate lăuda cu un număr important de rezervații naturale înglobate în prezent în Parcul Național Porțile de Fier. Seara trecută a avut loc un eveniment important în comuna Eșelnița, cu scopul de a promova turismul la nivel european, acolo unde au fost prezente autoritățile locale, județene, dar și administratori ai pensiunilor din Clisura Dunării, cu toții fiind interesați de perfecționarea continuă și colaborare în domeniul Horeca. Astfel, mai mulți administratori din domeniul turistic din Clisura Dunării au înființat o asociație din 13 reprezentanți, cu scopul de a căuta soluții de dezvoltare pentru zona de vis din Cazanele Dunării. Primarul comunei Eșelnița, Marius Vâșcă, a dat încă o dată dovadă de grijă și implicare față de comunitatea pe care o conduce, fiind prezent la evenimentul de promovare a întregii zone. Mi-aduc aminte, acum aproximativ 2 ani, domnul Octavian Leca, care este și președintele acestei asociații, la o discuție a zis, chiar eram de față, și ne-a spus că ar fi bine ca toți furnizorii de care activează pe piața industriei în turism din zonă, vorbeam de Eșelnița atunci, ar trebui să se asocieze și să formeze un grup pentru binele zonei, pentru binele lor, pentru binele comunității. A reușit să strângă în jurul lui 13 patroni, administratori de pensiuni care chiar contează în zonă, sunt pensiuni mari, cu locuri de cazare multe. Eu aș spera să se ducă la 130 de participanți, pentru că toată lumea ar trebui să fie binevenită, pentru că această asociație este menită să creeze bunăstare celor care activează pe piața de turism, cât și comunității din care facem parte. Președintele asociației, Octav Leca, are ca scop principal dezvoltarea turismului zonei, acest lucru atrăgând după sine un număr mare de turiști, nu doar în sezonul estival, ci inclusiv iarna, turiștii dorindu-și pur și simplu să se bucure de peisaje. Aceasta este o inițiativă pe care am început-o acum 2 ani, s-a coagulat acum acest an. Cel mai important din tot ceea ce s-a întâmplat astăzi este că dorim promovarea zonei. Este o zonă deosebită, poate concura cu foarte multe zone turistice, chiar o poate și depăși. Obiectivul nostru principal este promovarea și aducerea turismului la standarde pe care alte stațiuni deja le au în România. Liviu Mazilu, senatorul PSD Mehedin, a fost prezent la eveniment, acolo unde a ținut să-i felicite pe toți membrii asociației. Pentru toată munca și implicarea în dezvoltarea domeniului Horeca, acest lucru fiind foarte benefic pentru județul Mehedin. Vă felicit pentru inițiativă. Ideea de asociație este una generoasă și faptul că, iată, sunt câțiva oameni care, în mod normal, în viața de zi cu zi, cresc într-un mediu concurențial, ajung la ideea că e bine să se asocieze, e un lucru nemaipomenit, pentru că într-o asociere puteți cu adevărat da o șansă, o speranță acestei zone și nu numai, pentru că întregul județ Mehedinți profită despre ce se întâmplă pe Clisura Dunării.
Consiliul Județean Caintiți promovează de vreo 10 ani în mod constant prizura Dunării, inclusiv la târguri internaționale de turism, dar niciodată nu e suficient. Și ceea ce faceți dumneavoastră este mult mai mult decât ce ar putea face vreodată autoritățile. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, un om implicat în activitatea sa, a fost prezent de asemenea la evenimentul de lansare al asociației, dorind să-i felicite pe toți cei implicați și pentru modul cum păstoresc minunata zonă din clisura Dunării. Este un eveniment important, un eveniment interesant. Este momentul în care a fost lansată practic o asociație, a fost prezentată în această seară, o asociație a întreprinzătorilor din domeniul turistic, din domeniul Horeca, din clisura mehedințeană a Dunării. Avem aceste potențiale pe care noi trebuie să le valorificăm. Și în acest scop o să susținem cu toată convingerea pe acești întreprinzători care s-au asociat pentru a atrage cât mai mulți turiști, pentru a pune în valoare această zonă frumoasă și pentru, evident, pentru a fi o componentă importantă în viața economică a județului Mehedinți. Înființarea acestei asociații a venit ca un răspuns la nevoia de a uni forțele în promovarea turismului local și a îmbunătăți infrastructura din clisura Dunării. Asociația intenționează să atragă noi investiții în turismul Horeca și să sprijine dezvoltarea proiectelor inovatoare, precum și să creeze parteneriate cu instituțiile guvernamentale și alte organizații pentru a îmbunătăți condițiile de afaceri din zonă. Eu fac turism de aproximativ 25 de ani, m-am implicat mult mai mult în ultima perioadă, reușind să duc mai departe ideile pe care le-am avut la început. O dezvoltare a turismului ține cel mai mult de oameni, o dezvoltare a turismului ține cel mai mult de autorități, o dezvoltare a turismului ține foarte, foarte mult și foarte important de turiști, pentru că turiștii sunt cei care stabilesc regulile de dezvoltare a turismului. Și mai ales la noi, în cazanele Dunării, turismul cu siguranță este nou, este la început, dar cerințele sunt din ce în ce mai mari și sperăm că odată cu înființarea acestei asociații și cu aducerea la masă a tuturor celor care pot să facă mai mult pentru turiști, să reușim să ducem la îndeplinirea dorințelor lor. Consiliul Județean Mehedinți, instituție condusă de președintele Aladin Georgescu, susține activ domeniul Horeca din întreaga zonă, turismul generând astfel efecte economice și sociale care duc la creșterea eficienței economice, a progresului și a civilizației.